tipuri de reacții chimice. Reacția de substituție. Să ne reamintim. Reacțiile chimice pot fi de mai multe tipuri. Ai învățat reacția de combinare, care este reacția prin care o substanță A reacționează cu o substanță B și formează un singur produs de reacție AB. În cazul reacției de combinare, reactanții pot fi atât substanțe simple cât și substanțe compuse, iar produsul de reacție este întotdeauna o substanță compusă. Cea de-a doua reacție pe care ai învățat-o este reacția de descompunere. Este reacția în care o substanță AB se descompune în doi produși de reacție A și B. În cazul reacției de descompunere, reactantul este întotdeauna substanță compusă, produșii de reacție putând fi atât substanțe simple cât și substanțe compuse. Reacția fierului cu sulfatul de cupru. În două eprubete, notate A și B, se introduc cantități egale de soluție de sulfat de cupru, câte 10 ml. Eprubeta A se prinde apoi într-un suport cu clemă, iar eprubeta B rămâne în stativ păstrându-se ca probă martor. Avem nevoie și de 3 cuie de fier. Două dintre ele se curăță bine cu ajutorul unui șmirgher și apoi se introduc în soluția din eprubeta A care conține sulfat de cupru, cel de-al treilea cui rămânând de asemenea ca probă martor. După 20 de minute, cele două cuie se scot din soluția de sulfat de cupru și se compară cu cel de-al treilea cui care nu a fost introdus în soluție. Se observă că pe suprafața acestor cuie s-a depus o substanță cărămizie, care este cupru. Deci pe suprafața cuielor introduse în soluția de sulfat de cupru s-a depus cupru. De asemenea, soluția rămasă în eprubeta A diferă ca și culoare față de proba martor din eprubeta B, care conține sulfat de cupru. Inițial, aceasta era albastră, iar acum, după ce au fost introduse cuiele în soluție, observăm că acesta și-a schimbat culoarea. A avut loc reacția, fier a reacționat cu sulfat de cupru și s-a obținut sulfat de fier și cupru, care s-a depus pe cuiele de fier. Deci, în soluție se găsea sulfat de cupru, observăm că atomii de fier înlocuiesc cuprul din soluție, se obține cupru care se depune acum pe cuiul de fier, iar în soluție vom avea sulfat de fier. Reacția zincului cu acid clorhidric. Avem nevoie de o granulă de zinc și o eprubetă în care se găsește soluție de acid clorhidric. Granula de zinc se introduce în eprubeta ce conține soluția de acid clorhidric. Se observă că are loc o reacție rapidă între zinc și acid clorhidric și se observă formarea unor buzele de gaz. De se degajă un gaz care este hidrogenul și se observă de asemenea că eprubeta se încălzește. Deci, reacția este o reacție exotermă cu degajare de căldură. A avut loc reacția, zinc a reacționat cu acid clorhidric și a rezultat clorură de zinc și hidrogen. Am urmărit două experimente. În cazul primului experiment, reactanții erau fier și sulfat de cupru. Și am observat că în urma reacției s-a obținut sulfat de fier
și cupru. Deci, observăm că fierul înlocuiește cuprul. În cazul celui de-al doilea experiment, reactanții erau zinc și acid clorhidric. În urma reacției s-a obținut clorură de zinc și s-a degajat un gaz, hidrogenul. Deci observăm că zincul substituie hidrogenul. Deci putem generaliza, avem o substanță simplă A care reacționează cu o substanță compusă BC. Observăm că A îl înlocuiește pe B și rezultă substanța compusă AC și substanța simplă B. Deci putem defini această reacție. Reacția chimică prin care o substanță simplă înlocuiește un element dintr-o substanță compusă, formând alte substanțe cu proprietăți diferite de ale reactanților, se numește reacție de substituție. Schema generală a reacției de substituție este A plus BC rezultă AC plus B. Observăm că într-o reacție de substituție, un reactant este substanță simplă, A, iar celălalt reactant este substanță compusă, BC. Un produs de reacție este de asemenea substanță simplă B, iar celălalt substanță compusă AC. Importanța reacției de substituție. Reacțiile de substituție au o importanță practică deosebită, fiind folosite pentru obținerea unor substanțe chimice. De exemplu, reacția unor metale cu substanțe compuse care conțin hidrogen, cum ar fi apă sau acizi, este folosită la obținerea hidrogenului în laborator, cum a fost cazul reacției zinc cu acid clorhidric, din care s-a obținut clorură de zinc și hidrogen. Sau reacția de substituție a unor metale din combinațiile lor de către alte metale mai reactive, care este folosită în industria metalurgică pentru obținerea altor metale, cum a fost reacția fierului cu sulfatul de cupru, din care s-a obținut sulfat de fier și cupru. Aplică ce ai învățat. Transcrie în caiet și completează tabelul de mai jos după modelul dat. În tabel, pe prima coloană, sunt trecuți reactanții, în cea de-a doua coloană produsii de reacții, iar în cea de-a treia coloană ecuația reacției chimice care are loc. Mult succes!